Stimați cetățeni, bună ziua, stimați reprezentanți mass media, bună ziua, bine v-am găsit, sper că sunteți cu toții sănătoși, aveți grijă în aceste timpuri complicate de sănătatea dumneavoastră și a familiilor dumneavoastră. Subiectul principal al conferinței de presă de astăzi reprezintă activitatea comisiei denumită generic Laundromat, care a fost creată în noiembrie 2020, a cărei scop este să investigheze, elucideze circumstanțele prin care prin Republica Moldova s-au spălat miliarde de dolari proveniți din jurisdicții străine, implicit din Federația Rusă, dar și modul de interacțiune a instituțiilor implicit. Astăzi voi vorbi despre Procuratura Republicii Moldova, modul de interacțiune acestei instituții cu Comisia de Anchetă Parlamentară. În contextul în care am solicitat la penultima ședință a legislativului prelungirea termenului cu 45 de zile a acestei comisii. Motivul pentru care a fost necesar să solicităm prelungirea termenului este că pe lângă faptul că s-au descoperit noi circumstanțe prin care prin Republica Moldova totuși fenomenul spălărilor de bani nu a încetinit, el continuă. De asemenea, am descoperit și noi circumstanțe în modificarea procesului legislativ, actelor legislative, care au stat la baza spălărilor de bani sau portiții deschise pentru acest fenomen. Dar și faptul că Procuratura Republicii Moldova se ischivează de a ne da răspunsuri la întrebări formulate încă în luna februarie. Nu avem răspunsuri datate cu 1 februarie, 2 februarie, dar aceste demersuri pentru noi sunt esențiale. Răspunsurile la aceste întrebări care noi le-am pus Procuraturii, fie Procuratura Anticorupție, fie Procuratura Generală, va forma, într-un final, o concluzie importantă a raportului pe care acum îl scriem. Altfel, vor fi prezentate informații puține, informații neconsistente, informații care le-ați citit până acum în presă, dar, ținând cont de faptul că noi avem noi circumstanțe, am investigat fenomenul în profunzime, avem peste 160 de mersuri care le-am depus și le-am înaintat instituțiilor statului. Eu vreau în continuare să vă citesc o serie de întrebări, vreo 15, un șir de 15 întrebări. Am să le răsfoiesc rapid ca să înțelegeți la ce etapă suntem și de ce Procuratura Republicii Moldova se eschivează și care ar fi motivul să nu ne ofere aceste răspunsuri în cazul în care am văzut chiar și expunerea Procurorului General în spațiul public cu privire la faptul că dosarul Laundromat totuși se află printre cele 5 priorități ale Procuraturii Republicii Moldova. Și întrebările țin de evenimentele care au avut loc chiar nu de mult, sunt în context actual, întrebări la care noi nu avem răspuns de genul: ce a servit temei pentru adoptarea ordonanțelor care prevăd scoaterea de sub urmărire penală a judecătorilor și executorilor judecătorești anchetați în cadrul dosarului de bani, de spălare de bani Laundromat? Au fost prezentate probe care au stat la baza emiterii acestor ordonanțe? Câți procurori au emis o ordonanță privind scoaterea de sub urmărire penală a celor 14 judecători și executori judecătorești? Au fost coordonate cele 14 ordonanțe cu Procurorul General? Există vreun act, proces verbal care demonstrează poziția Procurorului General în concordanță cu ceilalți procurori? Au fost formulate indicații procurorului ierarhic inferior? Sunt întrebări esențiale ca să putem să răspundem la componentele sau cuprinsul raportului pe care noi acum îl scriem. De asemenea, nu am primit răspunsuri la următoarele întrebări, care de asemenea sunt de actualitate, țin de anul 2020.
Cine din procurori pe parcursul anului 2020 a exercitat urmărirea penală în această cauză și cine la momentul actual exercită urmărirea? Este foarte important să avem răspuns la această întrebare. Ca să înțelegem că intenția Procuraturii Republicii Moldova este într-adevăr să nu claseze acest dosar. Câte persoane pe parcursul anului 2020 până în prezent au fost puse sub învinuire în această cauză? Câte persoane pe parcursul anului 2020 până în prezent au fost scoase de sub urmărire penală în această cauză? Vrem să înțelegem la ce etapă se află dosarul. Câte persoane au fost scoase de sub urmărire penală, că vom ajunge într-un final cu zero oameni care să fie investigați. Câte persoane la momentul de față figurează în calitate de bănuiți învinuiți în această cauză penală? Câte acțiuni de urmărire penală au fost efectuate pe parcursul anului 2020? Ținând cont de faptul că au apărut mai multe informații în presă. Câte măsuri asigurătorii au fost aplicate pe parcursul anului 2020 până în prezent pe bunurile bănuiților învinuiților? Câte cereri de comisii rogatorii au fost întocmite pe parcursul anului 2020 până în prezent în adresa țărilor de unde au fost transferați banii și în care au fost transferați banii? Un răspuns care o să ne ajute la părțile de concluzie a raportului. Câte reamintiri sau actualizări au fost trimise pe parcursul anului 2020 către țările în care anterior au fost trimise cereri de comisii rogatorii pentru a urgenta efectuarea acestor acțiuni? Câte răspunsuri sau cereri de concretizare au parvenit pe parcursul anului 2020 până în prezent de la statele care au fost anterior sesizate prin cereri de comisii rogatorii? Câte persoane din Republica Moldova au lichifiat bani pe teritoriul Republicii Moldova și câte din aceste persoane au fost atrase în proces și li s-a dat statut procesual? Și în fine, dacă a avut sau are la moment careva statut procesual în această cauză, persoane expuse politic ori persoane publice? Am primit doar un răspuns cu privire la această întrebare, dar ținând cont de informațiile care au apărut în presă, acest răspuns este insuficient și Procuratura Republicii Moldova încă nu a venit cu un răspuns la demersuri prezentat în luna martie, chiar la începutul lunii martie, atunci când au apărut în presă mai multe informații importante. De asemenea, vreau să vă fac două anunțuri. La orele 14 astăzi vom avea audieri, din păcate, cu ușile închise, cu reprezentanți ai Serviciului Informație și Securitate și reprezentanți ai Serviciului Prevenire Combatere Spălării Banilor, cu privire la, la întrebări de precizare care au apărut pe parcursul elucidării tuturor circumstanțelor prin care Republica Moldova a fost folosit drept spălătorie. Și vă spuneam la debutul acestei conferințe de presă că s-au descoperit noi scheme, noi instituții financiare, participante, scheme care, din păcate, nu se finalizează. Vrem să cunoaștem, vrem să contrapunem faptele și vrem să înțelegem cât Republica Moldova va mai fi folosită în astfel de operațiuni. De asemenea, pe parcursul elucidării tuturor circumstanțelor, citind raportul Manival, am văzut că diverse organizații non-profit, non-guvernamentale au participat în scheme de spălare de bani în anii de referință. Pentru noi este important să înțelegem viziunile acestor două instituții, pentru că pe o chestiune și pe a doua, ambii reprezentanți au venit cu răspunsuri diferite. De ce SIS și SPCSB, privind anumite scheme, operațiuni, au poziții diferite. De asemenea, vreau să vă mai fac un anunț. Miercuri, la orele 15, vom avea audieri de data aceasta publice, care pot fi urmărite online, pe site-ul Parlamentului sau pe site-ul sau celelalte site-uri care astăzi oferă posibilitatea să vedem online tot ce se întâmplă, inclusiv și în Parlament, este invitat în calitate de participant un ex-deputat
numele lui este Valeriu Guma, care s-a oferit în a ne răspunde la întrebările care au apărut în cadrul cercetării, cadrului normativ, cum s-a modificat legislația astfel încât să fie create aceste breșe prin care au trecut banii fără a fi opriți, am descoperit noi elemente importante. De asemenea, inclusiv și la acest proiect de lege, stă semnătura ex-deputatului, ex-președinte al Comisiei Securitate Națională, domnul Stoianoglu. Vrem să înțelegem anumite aspecte, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului și sper că o să vă fie și dumneavoastră interesant, de ce vă fac invitații pentru miercurile 15 să fiți pe fir în cadrul audierilor publice care sunt foarte necesare pentru a înțelege inclusiv și factorul politic intern, factorul politic de nivel internațional, extern, care fie că au susținut sau nu au susținut ce, prin ce a trecut Republica Moldova începând cu anul 2010 și continuă, din păcate. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, în speranță că Procuratura Republicii Moldova va colabora și ne va oferi toate răspunsurile, pentru că șirul de întrebări care l-am citit nu este partea anchetei, nu este partea secretului anchetei. Sunt răspunsuri, așteptăm răspunsuri în termen cât mai scurt, pentru că urmează să scriem raportul final cu o concluzie pertinentă, exhaustivă, să explicăm acest fenomen prin care Republica Moldova a fost folosită, inclusiv și instituțiile sale, în astfel de operațiuni care nu ne fac față. Vă mulțumesc foarte mult!